Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest vlog vă voi prezenta noul meu scooter. Știți că vă ziceam eu mereu că vreau să-mi iau scooter, în sfârșit mi-am luat. Este un scooter chinezesc de 80 de centimetri în doi timpi. Pornește la peda, nu-i merge automatul, e cam de buget, așa. Are cutie montată de mine, am avut eu după un ATV-ul. Hai să luăm cheile, ce avem pe aici? Aici avem niște de-astea de la carburator, pentru că am umblat să-i fac carburatorul. Capacul acesta este de aici. Aici bagi ulei în acela roșu, pentru că este în doi timpi. Asta îl lăsăm aici. Când desprinse astea, o să-i trebuiască să-i dai o revopsire, o spălare, una alta. Hai să-i băgăm cheile, să îi dăm o peda să vedem cum merge. Are peda opusă. Se demoia la prima sau nu ea? Voi ce ziceți? Are forță, de obicei îmi scumpă carburatorul. Și sincer să vă zic, nu prea are forță așa mare, dar fuge, frate. Ca să nu-i dau eu un maxim de sunt o mână și câmpul ăsta trebuie să nu mă arunce pe aici. Când am vrut să întoarcem, pentru că m-a sunat tata aia, am spus că se bagă ulei roșu în vulcanul acesta. Acum are benzina simplă și mergem acum să-i băgăm ulei. Mergem acasă. Eu stau tocmai pe acolo. Mergem acum. Revenim de acasă. Am băgat și ulei. Acum sunt pic pe aici. Și din cauza la toba asta încins, eu m-am ars la frunte când am pus capul să mor. Și m-am ars de mă uspre fruntea de nu mai pot. Deci cam asta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, apăsați un like și un subscribe. Vom reveni data viitoare cu un vlog cu scooterul când vom merge la pescuit. Deci pregătesc, gândiți tot. Și mâine, poi mâine plec la pescuit. Deci, like!